ce ai? Ce faci acolo? Nu vezi că mă rog? Crezi în Dumnezeu? Desigur, dar nu sunt o prefăcută. Hai, vină lângă mine. Așează-te lângă mine. Poți și tu odată să te dai cu adevărat. Nu să-ți cadă nicio perdă. Simțitule, știi măcar la cine m-am rugat? Cred că la Dumnezeu. Da, așa e, la tine m-am rugat. Și atunci, cine îi dai pe fereastră? Spune mai bine, unde mai trebuie, pe norocitul? Draga mea, mai tu la țară. Deci n-am avut dreptate? Sigur, e fermecător aici. Și când te gândești la două ore de Viena, de plină singurătate, și ce peisaj, putea să scrii câte ceva, dacă din întâmplare avea talent. Ia spune-mi tu, ai mai fost aici? Dacă mai fost aici, aici în 3 ani de zile. Cu cine? Cu Prinț, bineînțeles. Bărbatul acela l-a minimizat. Mi-ai mai zis de el. Mă rog, poți să și plec dacă te plictisești. Tu să mă plictisești? Nici nu ai idee ce reprezinți pentru mine. Ești femeia pe care o divinizez, ești omul cel mai drag mie. Dar cum ți-ai găsit să zici despre Fritz? A fost numai o scăpare, bine? Bine că măcar îți dai seama de asta. Hai mai bine și dă-mi un pupic. Și acum o să dorim să ne spunem alte bune. Ce vrei să zici cu asta? Ei bine, acum mă duc să mă culc. Asta am înțeles, dar în privința la noapte bună, eu unde pot să noptez? Mai sunt cu siguranță și alte camere în casa asta. Sunt convins, dar celelalte nu mă atrag deloc. Ce cameră drăguță. Ce cuvioși sunt oamenii pe aici. Ar fi interesant să petrecem o vreme pe aici, printre oamenii ăștia. Sunt totuși o altă lume. Știm atât de puține unii despre alții. Hai mai vorbi în piațenii, că nu mai vine geanta de pe masă. Poftim, draga. Ce-i aia? Asta e Maica Domnului. Și o ai mereu la tine? Desigur, doar în talismanul meu. Și acum pleacă, Robert. Asta. Vrei să mai rămân un pic cu tine, să te mai ajut cu ceva? Nu, am nevoie mai să pleci. Și în cât timp o să mă întorc? În 10 minute. Bine. Încotro vrei să iei? Să mă plimb un pic pe afară. Îmi place foarte tare să mă plimb în aer liber noaptea. Și mai ales, suferit de părul tău, ca să zic așa. Hai mai prevenit, Iose. Da. Unor femei trebuie să li se zică cum e un boier. Hai, du-te, da. Și nu cumva să-i faci cu O să mă închipui asta. Și cine crezi tu că e acela? Nu am nici cea mai vagă idee. Hai, licește. Să mă gândesc. Pur și simplu licește. Cred că mă înșel pe colegul ăla tău, pe Veno. Veno? Pe poate acela nu-i
gândește nicio femeie. Tu fii îmbrăcat cu poștașul. Vorbesc serios? Hai de bine și dă-mi un copil. Și acum ce faci? Nu mai tac în ala. Ascunde-l, vreau să-ți fac o propunere. Hai, așează-te lângă mine. Dacă era după mine, eram de mult. Păi fină odată. Ascultă! Ce? Afară! Scrie greierii! Fiul meu, ai nebunit cu toți, aici nu există greier! Ascultă numai! Hai odată! Nu e bine! Ce-ți mai trece ție prin căpușorul ăla? Ascultă tu, vrei să ai o relație cu mine, nu-i așa? Despre asta, cred că ți-ai dat seama până acum. Ei, asta mai vor foarte tare, nu cred că-ți va. Sunt convins, dar în clipa de față, cred că eu am cele mai mari șanse. Hai de vină, greierașul. De acum încolo am să spun prezentație. Hei, asta e bun. Ah, păi nu am fost în teatru. Ce fel de glumă mai e și asta?
ai anulat întâlnirea noastră, al alteri, și am crezut că ești bolnavă. Am renunțat. Ai fost să știi că aduce pierde. Serios? Da? Dar nu mi-a spus micuțo. Ai jucat ca o zeiță. Aha. Și al alteri era încă bolnavă. Era și bolnavă. Și știi de ce? De dorul tău. De dorul meu. Mai devreme ai zis că ai anulat întâlnirea ca să mă șicanezi. Ce știi tu despre cât te iubesc? Pe care toate astea te lasă rece. Și am zăput cu febră nopți întregi. 40 de grade. 40 de grade? Pentru un capriciu e destul de mult. Capriciu numești tu asta? Mor de iubire după tine și te numești asta capriciu? Și Fritz? Fritz? Să nu mai vorbim despre fantomele trecute. Hai de vină, Mera.